Alături de echipa clubului organizator Club Sportiv Fotbal Club Zalău la startul competiției au confirmat prezența echipe din județele învecinate și nu numai potrivit informațiilor furnizate de Paul Georgescu, directorul sportiv al grupării de la Poalele Meseșului, la turneu vor mai participa echipe din județele Baia Mare, Bistrița, Năsăud, Cluj, More și Satu Mare, jucătorii cluburilor Arieșul, Mihai Viteazul, CS Viitorul Zalău, Dinamic Baia Mare, Gloria Bistrița, El Calcio Satu Mare, Junior Satu Mare, Kinder Carei, LPS Satu Mare, Mara Baia Mare, Olimpia Satu Mare, Primavera, Satu Mare și Sporting Baia Mare se vor confrunta sâmbătă și duminică pentru cucerirea competiției dotată cu trofeul Cupa FC Zalău. Stadionul Municipal din Zalău va găzdui sâmbătă și duminică jocurile a două categorii de vârstă, 1999, la startul căreia se vor alinia cinci echipe, respectiv 2001, unde vor fi prezente tot cinci echipe. Tot stadionul Municipal va găzdui și jocurile categorie 2003, categorie la care au confirmat prezența reprezentantele a cinci cluburi, în timp ce la categoria 2005 vor fi prezente șase echipe ale căror joc curse se vor disputa pe terenul din incinta Baze sportive Divino. Cupa FC Zalau a ajuns la cea de-a cincea ediție, iar primul trofeu al ediției din acest an a plecat în curtea rivale CS Viitorul Zalău, gruparea care a câștigat în urmă cu o săptămână categoria de copii născuți în 2004.